Dacă cineva crede că comisia noastră a făcut acest raport pentru că așa o să prăfuiască pe rafturile Parlamentului sau altor instituții de stat, greșește amarnic. Fracțiunea Platforma Demnitate și Adevăr amintește tuturor cetățenilor și tuturor autorităților statale că tot pe 17 octombrie, dincolo de prezentarea acestui raport, a fost aprobată o hotărâre care are a pus câteva sarcini și solicitări la adresa Guvernului, Băncii Naționale și Procuraturii Generale. Hotărârea a fost votată peste 60 de deputați. Și fracțiunea Platforma și Demnitatea și Adevăr solicită ca această hotărâre să fie executată. Platforma Demnitatea și Adevăr solicită categoric ca pe linia parlamentară să fie continuat procesul de investigare a fraudei bancare, mai ales că acest lucru este introdus chiar și în recomandările raportului care au fost prezentat plenului Parlamentului. Și în special mă refer la câteva lucruri foarte importante. Dacă citim atent această hotărâre, aici este articolul 5, litera C, care solicită ca Procuratura Generală să prezinte în termenul de 30 de zile un raport privind investigarea devalizării sistemului bancar. Noi continuăm să solicităm acest raport. Procuratura trebuie să vină și să prezinte, din punctul nostru de vedere, informația privind situația cu investigarea fraudei bancare, mai ales în contextul că pe 9 august a fost reinvigurarea anchetei după 4 ani de mimare, a fost pornit un singur dosar penal pe gruparea criminală. Doi la mână. Ministerul Finanțelor, conform obligațiune, cu împuternicire din articolul 4 al hotărârii cu privire la raportul Comisiei de Anchetă, este obligată în termenul de 90 de zile să organizeze un audit privind legalitatea, inclusiv modalitatea repartizării mijloacelor financiare alocate în calitate de credite de urgență de către Banca Națională pentru Banca Economiei, Unibanc și Banca Socială în perioada 2014-2015. Este cea mai mare enigmă și o problemă care așa și nu a fost aruncată nicio rază de lumină din punctul nostru de vedere, cum s-a repartizat aceste două credite. Întâi credite sub garanția guvernului Leancă și a doua parte sub garanția guvernului Găburici. Unde au mers banii? De ce trebuia să fie această garanție de stat și acest credit de urgență? Au fost rambursate depozitele persoanelor fizice sau mai mult persoanelor juridice? De ce o bună parte din bani au mers înapoi la câteva bănci? Sunt foarte multe întrebări și toate încercările noastre în cadrul comisiei precedente să avem ceva informație s-a ciocnit cu anumit blocaj și de atunci și din partea procuraturii și de la mai multe autorități. Noi n-am primit răspuns exhaustiv. Am început să lucrăm, dar deoarece era extra mandatul comisiei noastre, am lăsat pentru etapa următoare. Dar Ministerul Finanțelor are această obligațiune să facă 90 de zile audit. Următorul lucru la care noi insistăm. Una din recomandările comisiei de anchetă era crearea următoarei comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor privind procesul de lichidare a Băncii de Economie, Unibanc și Banca Socială, precum și modalitatea de repartizare a creditelor de urgență alocate de către Banca Națională a Moldovei pentru aceste trei bănci.
Asta este derivată din raportul Comisiei de Anchetă. Și aici, în dezvoltarea acestui subiect, dat fiind faptul că timp de o lună noi n-am văzut mișcări pe holurile parlamentare și din partea deputaților, noi azi am semnat inițiativa legislativă, proiectul hotărârii a Parlamentului privind crearea acestei comisii. Și după această conferință de presă, eu voi înregistra inițiativa la Secretariatul Parlamentului. Noi solicităm continuarea procesului de investigare, deoarece în cadrul primei comisii am obținut mai multe informații că procesul de furt nu s-a oprit în noiembrie 2014 și foarte multe lucruri dubioase s-au produs și în procesul de lichidare, care încă nu este finalizat la cele trei bănci, și procesul utilizării creditelor de urgență și cu deciziile dubioase a instanțelor de judecată. Adică noi vrem, în cadrul acestei comisii, dacă ea va fi creată, noi vom examina unul după altul fiecare credit care au fost alocat celor trei bănci și care nu au fost rambursat. Și vedem ce cu fiecare credit, de ce el a fost rambursat, nerambursat, cine stă în urma beneficiarilor finali și să cerem, dacă comisia va fi creată, o să ceară informația de la cele trei bănci, de la Banca Națională, de la alte autorități, să colaborăm cu procuratura, procesul trebuie să fie dus până la bun sfârșit și noi nu avem de gând să ne oprim aici. Repet încă o dată, inițiativa urmează să fie înregistrată la Secretariatul Parlamentului imediat după această conferință de presă. Și ultimul, dar probabil că cel mai important pentru cetățeni, ultima problemă ține de revizuirea legii care pune achitarea miliardelor pe umerii cetățenilor. Hotărârea Parlamentului prevede că guvernul în termenul de 60 de zile și Banca Națională urmează să examineze oportunitatea revizuirii acestei legi. Și fracțiunea Platforma Demnitatea și Adevăr insistă că acest proces să fie urgentat. Noi am avut ceva înțelegeri cu guvernul precedent, am examinat câteva variante. În situația actuală politică, Platforma Demnitatea și Adevăr își asumă anumite acțiuni ce țin de pregătirea variantelor noastre, deoarece nu tare credem în bună voință actualul guvern, examinăm diferite variante, cele mai preferabile pentru noi este prima variantă, introducerea moratoriului pentru această lege, dat fiind faptul că în 2016, când s-a întâmplat acest lucru, când legea a fost votată de Parlamentul precedent și promovată de guvernul Filip, nu a apărut toate circumstanțele necesare pentru activarea acestei garanții de stat. Nu au fost epuizate toate căile de rambursare banilor, recuperarea banilor. Nu au fost finalizat procesul de lichidare a celor trei bănci. Și cât e de bună, cât e de corectă a fost decizia, urmează să analizăm încă o dată, acum lucrăm intensiv cu experți, dar asta, cel puțin după mine, este cea mai corectă soluție, să introducem moratoriu pe acest subiect, pe această lege, să facem tot posibil și imposibil ca banii să fie recuperați de tauhari, să fie lichidate cele trei bănci, să fie trași la răspundere cei care au furat și să fie confiscate averile lor, să epuizăm toate metodele de recuperare a banilor și după asta posibil să revenim la problema acestei legi. Nu spun că se va produce anume așa, dar noi acum lucrăm cu câțiva experți din domeniu să vedem cu ce ieșim. Există și a doua variantă că cel puțin repede acum să fie anulate măcar dobânzile, deoarece și aici este problema că creditele de urgență au fost alocate cu 0,1%, dar cetățenii trebuie să întoarcă cu dobândă anuală de 5%. Și aici sunt multe întrebări. Și dacă noi găsim aici soluția,
Vorbim mult populism, am auzit azi despre proiecte sociale, dar dacă rezolvăm această problemă, la noi se eliberează anual circa 1 miliard de lei, care pot fi folosiți, în primul rând, pentru obiectivele sociale. Aici eu conchid că la ora actuală Platforma Demnitate și Adevăr analizează mai multe opțiuni pentru rezolvarea acestei probleme. Probabil că în scurt timp o să venim, vedem ce va face guvernul. Eu de la guvern n-am auzit nici în programul de guvernare, nici în alte documente, eu n-am auzit această problemă. Se vede că acest lucru nu tare interesează pe actuală guvernare, dar noi am pornit discuțiile. După ce această hotărâre a fost adoptată, noi am pornit discuția cu guvernul precedent și eram pe calea de a identifica soluția. Repet încă o dată, în situația actuală, Platforma Demnitatea și Adevăr se va ocupa cu câteva soluții și probabil că în scurt timp vom veni și cu inițiative legislative. Dar cert este că noi categoric solicităm că această hotărâre să nu rămână o hârtie simplă, așa cum a rămas declarația de capturare a statului și, repet încă o dată, eu nu vreau că raportul Comisiei de Anchetă, care eu am avut onoare să o conduc, să aibă aceeași soartă ca rapoartele precedente de Comisia Reimann, Comisia Răducan, că nimeni nu știe ce cu aceste rapoarte și nu le pot găsi. Noi am făcut această comisie pentru cetățenii, pentru că am promis oamenilor că dacă procuratura în 4 ani nu este în stare să facă ceva, atunci măcar deputații, în măsura posibilităților, să soluționeze, să investigheze această problemă. Și acest raport trebuie să fie implementat. Și Platforma Demnitate și Adevăr va insista cu toate metodele legale posibile și pe alocuri imposibile că investigarea procesului să nu fie stopată, să nu fie suspendată. Și hotărârea, repet încă o dată, a fost votată de majoritatea parlamentară de atunci. Și sunt termenele care trebuie să fie respectate. Și în fiecare zi noi vom veni cu abordarea acestor probleme la birou permanent, în ședință în plen. Acest subiect n-a să fie uitat niciodată. Aceste lucruri eu am avut dispus domniilor voastre și sunt gata să răspund la întrebările dacă le aveți. Domnule Slusar, domnul Plahotniuc, după ce a dispărut din vizorul public astăzi, a revenit cu o postare pe Facebook. Acesta a menționat că, de fapt, răsturnarea guvernului Sandu este jocul șefului statului Igor Dodon și că, datorită lui Igor Dodon, Moscova a pus stăpânire pe Republica Moldova. Cum comentați? Eu am spus public și nu odată, probabil, și toată presa a auzit opinia a mea, a liderului platforme, da, a fracțiunii platforma, da. Acest guvern nu este guvernul Partidului Socialiștilor. Nici nu este guvernul democraților, în mare parte. Este guvernul lui Igor Dodon și cu lux de amănunte acest lucru se vede fiecare zi. Din prima clipă când acest guvern a fost în mare grabă, mai mare grabă decât a fost investit guvernul Filip, a fost investit în funcție și noi vedem că naradurile se fac la președinție, că președinte stă în capul mesii, nu știu dacă asta nu este încălcarea legislației, că președinte răspunde pentru acest guvern, dă indicații, cred că o să cheme la covor pe fiecare ministru. Desigur că și aspectul extern, politicii externe, trezește o mare, mare îngrijorare. Eu simt această îngrijorare și la partenerii noștri externi, dar, repet încă o dată, dacă noi ne-am isprăvit cu Plahotniuc, eu nu că mă tem, dar sunt sigur că Igor Dodon nu este persoana care poate să înghite toată puterea. Cam e, cum se spune la București, padavița. Așa că eu am luat act de ceea ce a spus Plahotniuc,
cu mintea lui din urmă, când pe 7-8 iunie ducea negocieri, pe 7 iunie ducea negocieri încă cu Plohotniuc, cu Dodon, vorbea despre federalizarea și aranjamentele cu Federația Rusă. Acum, desigur că e ușor de vorbit, dacă nu i-a ieșit atunci lui jocul, amu eu poate spune orice. Nu cunoștea despre faptul că democrația a votat împotriva această moțiune de cenzură? Este foarte greu de răspuns la întrebare ce se întâmplă în cadrul Partidului Democrat și care sunt raporturi între această fracțiune și Vladimir Plohotniuc. Din câte noi observăm, acolo sunt diferite grupări, este gruparea care mai ascultă pe Plohotniuc, este gruparea care deja mai mult ascultă pe Dodon, este o altă grupare. Nu este problema noastră aici. Cert este că ei au votat pentru moțiunea de cenzură, ei au votat pentru guvernul Chicu, la moment Partidul Democrat împreună cu Partidul Socialiștilor își asumă acest guvern care, din punct de vedere tehnic, nu are nimic cu Partidul Socialiștilor și cu Partidul Democraților. Democrații și socialiștii sprijină guvernul lui Dodon, care a fost așa de dur criticat de Partidul Democrat. Și să-și asume. Mai mult ca atât, noi vedem reinvigorarea, reformatarea mai multor alianțe în teritoriu, deoarece Igor Dodon și Pavel Filip joi au bătut palma vis-a-vis de alianțele în teritoriu și e mare dizmăț și mare, mare plânț acum este în mai multe raioane. Astăzi de la reședința de stat au răsunat mai multe inițiative, proiecte sociale. Cum le vedeți? Ca în mare parte plagiat, deoarece practic n-am auzit nimic nou comparativ cu ceea ce a fost anunțat o lună în urmă de către guvernul blocului acum, care a fost dat jos recent de această coaliție roșu-albastru. Sau roz-albastru, nici nu știu cum să o numesc. Toate inițiativele repetă ceea ce a propus Ministerul Protecției Sociale recent. Cu excepție, eu n-am regăsit acolo ideea de a compensa facturile la energie electrică pentru toți pensionari care au pensie până la 1500 de lei. În schimb, am găsit repetarea fabulei lui Plohotniuc cu 700 de lei, au fost 600 de lei, am 700 de lei pentru sărbători. Adică în loc că pensionarii noștri, probabil că banii ăștia care erau preconizați pentru compensarea constantă fiecare lună, pe mai mulți ani înainte pentru fiecare pensionar, adică o protecție socială durabilă care era planificată, iată, aceasta este înlocuită cu o măsură de scurtă durată populistă pentru Igor Dodon, că oamenii se primească 700 de lei pentru sărbători de iarnă, după care, după ce banii vor fi cheltuiți, nu mai urmează nimic. Deși Igor Dodon de 3 ori s-a bătut în piept că e nevoie de compensat creșterea tarifelor la energie electrică. Părerea mea, iată aici se vede cine și de care abordare are. Noi am avut abordarea strategică, durabilă, că pensionarii pe mai mulți ani să aibă această compensare la energie electrică, dar cineva vrea să arunce banii ăștia, să fie banii ăștia aruncați pensionarilor odată. Și după asta, după ce banii vor fi cheltuiți, oricum fiecare lună vine factura pentru energie electrică, care sărmane pensionari urmează să achite. Se vede că noi ne-am gândit la țara, la strategia, ce o să fie pe mai mult timp, Igor Dodon este preocupat strict cu al doilea mandat. Revenind la postarea lui Vladimir Plohotniuc, el a făcut aluzie că Partidul Democrat s-ar putea alia cu blocul acum împotriva pericolului geopolitic reprezentat de Igor Dodon. Ce părere aveți? Eu n-am observat această dorință nici atunci când a fost dat jos guvernul blocului acum, nici atunci când a fost votat guvernul Chicu, care este guvernul lui Dodon și Partidul Democrat nu a putut să nu cunoască, să nu vadă cine sunt miniștri, că mare majoritatea consilierilor lui Dodon
că este un guvern care aparține în exclusivitatea lui Igor Nicolaevici și nu știu dacă s-a gândit ei atunci despre geopolitică, despre situația care va fi în țară. În rest, ce pot să vă spun? Vedem care va fi pașii Partidului Democrat. Noi din prima zi am avut mesaj către dânșii că dacă voi sunteți fără Plahotniuc, porniți procesul de reformatare și curățare până la capăt. Că sunt câteva persoane care nu există nicio diferență între Plahotniuc și aceste persoane. Faceți ordine la voi în partid. Ei au preferat aceste jocuri de scurtă durată, pentru nu știu ce, pentru a răzbuna cuiva. Aceste jocuri periculoase pot să coste foarte scump pentru Republica Moldova pe plan extern, pe plan geopolitic, geostrategic, dacă doriți. Domnul ministru al Justiției, Vadim Nagachevski, a anunțat astăzi că nu există un temei legal pentru anularea rezultatelor concursului pentru funcția de procuror general și va trimite lista scurtă a celor 4 candidați către Consiliul Superior al Procurorilor. Iar ulterior, unul dintre cei 4 va fi ales de Igor Dodon. Cum comentați acest anunț? Se vede că la dânșei nu există și nu a existat, cel puțin până acum, o abordare unică vis-a-vis de reforma justiției. Și au fost multă minciună și declarații contradictorii. Vă amintiți prima declarație a lui Ion Chicu, prim-ministru dodonist? Eu ce au spus? Graba cu care este instaurat guvernul se dictează că este nevoie în câteva ore, literalmente, să fie pornită, să fie relansată reforma justiției. Au trecut câteva ore, au trecut câteva zile, pe urmă noi aflăm, auzim altă declarație că nu, noi așteptăm până la 9 decembrie, vedem care va fi verdictul Comisiei de la Veneția, și după asta, și Curtea Constituțională, eu așa și n-am înțeles ce așteaptă ei, și după asta vedem ce facem cu această reformă a justiției. Iată azi a treia declarație, că nu există motive și nu trebuie de așteptat deja verdictul. Eu nu exclud că mâine o să iasă Igor Dodon și o să dea a patra minciună. Și noi tot o să îmblăm încolo, încoace, ba așteptăm cu avizul Comisiei de la Veneția, ba nu așteptăm, ba transmitem, ba nu transmitem. Se vede că nimeni nu vrea să-și asume această reformă a justiției, frica față de procuror independent există, probabil că din aceste patru, Igor Dodon până la urmă a spus lui Nagachevski că nu, din aceste patru, unul precis că o să fie al meu, nu aștepta verdictul Comisiei de la Veneția, lasă toate reformele este, transmite cât mai repede, gata, cineva cred că i-a dat jurământul. Urmează să vedem acest dezmăț. Cert este că noi ne vom opune cu toate metodele posibile, legale, acestui proces de capturare, adică nici nu capturare, justiția nici nu a ieșit din captivitatea plenar, dar acestui proces că cineva, Plahotniuc II, încearcă din nou să pună sub control, sub jugul său, justiția în Republica Moldova. Domnule Slus, are două precizări și o întrebare. Așa și n-am înțeles răspunsul la dat colegul meu. Sunteți dispuși să faceți PD-ul sau nu? Dacă se vor curăța rândurile, așa cum ați menționat. Noi din start, când doar s-a început acest proces, noi am spus că cu PD-ul necurățat, nereformatat, noi nu avem ce discuta. O spus și colegul meu Igor Grosu. Colegi, faceți ordine la voi în partid. Nu-i treaba noastră să vă dăm, și răspunsul. Dacă rămân aceiași personaje care sunt acum, sunt câteva persoane în cadrul acestei fracțiuni, o să ne fie foarte dificil să discutăm ceva cu Partidul Democrat. Dacă acest proces de reformatare se va porni, noi putem discuta anumite lucruri, în primul rând, cum putem opri capturarea Republicii Moldova de către Igor Plahotniuc
Igor Nicolaevici Plahotniuc. Iată, dacă există dorința și voință în cadrul Partidului Democrat, mai departe putem să discutăm mai multe lucruri. Dar la ora actuală ne este foarte, foarte greu să ceva să discutăm, mai ales noi vedem cât de frățești acolo merge la dinșii, tot îi merge strună, degrabă o să fie reformatate comisiile în Parlament, în raioane e dată indicația, au fost impuși, violați, mai bine zis, reprezentanții Partidului Socialiștilor să facă coalițiile peste tot cu Partidul Democrat, e jele mare, sună acolo personal Igor Dodon, amenință că organizațiile vor fi dizolvate dacă nu ascultă indicațiile, Doamne ferește ce se petrece acolo. Acum noi asistăm la perioada de mare prietenie, drujba între Partidul Democrat și Socialist, la care nimeni nu vrea ca atar, mai ales în teritoriu, dar vojdiu impune pe propriile echipe să facă această drujba. Și încă o precizare. Ați menționat parcursul discursului doar fracțiunea PPD. Nu mai sunteți un bloc cu... Dar de ce? Noi mai departe suntem două, în primul rând, noi totuși suntem două fracțiuni separate, două partide separate. Noi am ieșit cu această inițiativă. Mai multe întrebări strategice urmează să coordonăm cu colegii noștri de la PAS. Nu e nicio problemă, dar au spus și colegii noștri că ați auzit probabil răspunsul că sunt două partide distincte. În Consiliul Municipal au fost create două fracțiuni. Desigur că fiecare partid și fracțiunea are anumite lucruri din propria agenda și sunt câteva lucruri strategice care urmează noi să coordonăm și să acționăm sincron în cadrul Parlamentului. Nu e nicio problemă. Acest proiect de hotărâre semnat de câțiva deputați de platforma, da. Da, cei de la PAS nu au participat. Nu, dar de ce? Neapărat că fiecare inițiativă să fie semnată de deputații platforme, da, sau dacă PAS vine cu o inițiativă semnată doar de deputații de la PAS, noi trebuie să facem razbor și cu dânșii. Nu, suntem, repet încă o dată, sunt câteva linii strategice cu care noi vom colabora și vom avea poziția comună. Dar sunt câteva inițiative cu care o să iasă fiecare fracțiune în parte, vom colabora în comisiile, în Parlament. Suntem deja două fracțiuni care au fost trimise în opoziție. Neapărat vom colabora. Și acum o întrebare. Domnule Slusare, anterior, la penultimele conferințe, v-am întrebat despre domnul Greceană cu furtul miliardului. Și dumneavoastră atunci ați spus că veți solicita Procuraturii Generale să inițieze o cauză penală privind implicarea soțului. Nu cauză penală, dar demersul. Demers, eu da. Am înaintat demers către Procuratura, către CNA și până la acest moment. Am primit răspuns de la dânșii din care riese că la alocarea creditului, adică nu s-a schimbat nimic, la alocarea acestui credit, la atâtea aceste procese, nu a fost implicat, nicăieri nu este semnătura, implicarea lui domnul Greceanu nu se vede. Teoretic, dacă totuși toate trei organele au mințit, noi o să putem să vedem acest lucru, dacă totuși trei organe nu ne-au prezentat informația veridică, noi o să putem să vedem acest lucru în cadrul acestei comisii. A doua comisie care va investiga procesul de lichidare, deoarece acolo sunt mai multe credite și pe fiecare creditul comisia poate să meargă. Tac, suma care? Rambursat, nerambursat? A cui creditul? Când a fost? Cine e beneficiarul final? Iată dacă cândiva este ascuns acest lucru. Eu n-am găsit nici în raportul Crow, nici din răspunsurile organelor de forță la care am făcut solicitările. Dacă și-o mai rămas undeva ceva, probabil că în cadrul acestei comisii o să putem elucida acest lucru. La moment, cu tot ce s-a întâmplat și toate evenimentele politice, eu sunt de prins să spun adevărul. Eu urmele lui Anatol Greceanu în furtul miliardului nu l-am găsit. Dar dacă am să identific undeva, voi o să fiți primii care o să aflați despre asta. Am primit chiar, unul am primit în ziua când am prezentat raportul, dar celelalte am primit în câteva zile după asta. Și de la CNA și de la Procuratura. Da, Irina Tabaranu, TVR Moldova. O precizare vreau. Ați menționat că timp de o lună nicio instituție nu s-a autosesizat, adică raportul a rămas doar la Parlament?
Din câte eu cunosc, raportul a fost expediat la sfârșitul lunii octombrie către trei organe, conform destinației, Guvernul, Banca Națională și Procuratura Generală. Pe data de 1 noiembrie, hotărârea a intrat în vigoare, dar până în prezent, eu n-am văzut bine. Sunt aici termenele 60 de zile, 90 de zile, care încă nu sunt depășite. Dar pentru procuratura, de exemplu, solicitarea a fost în 30 de zile, maximum. Eu n-am văzut nicio mișcare de la nicio autoritate, de la procuratură, de la aici din Parlament, să controlăm tot ce se întâmplă. Probabil că a trecut timpul, probabil că adică noi nu suntem în afara timpului acordat, dar dat fiind faptul că a trecut o lună, eu am venit cu această informație, cu această hotărâre, cu o simplă idee, că nimeni n-a să permite să uităm de acest raport. Și noi vom solicita cât mai devreme, cât mai urgent, să fie anunțate măsurile care sunt prevăzute în această hotărâre. Că aici sunt obligațiunile pentru guvern, pentru Banca Națională, pentru Ministerul Finanțelor și pentru Procuratură. Cu guvernul. Noi am început discuție la nivelul parlamentar, am început discuție ce putem să facem. Și la câteva variante am discutat. Urma să fie abordați și partenerii noștri externi, Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană. Înțelegem că nu este simplu să soluționăm problemă cu legea miliardului. Pe de altă parte, nici nu putem să lăsăm așa cum este. Că noi fiecare an plătim acest... Anul 2017 am plătit 620 de milioane, pe urmă 680 de milioane, anul ăsta 800 de milioane. În lumina acestei hotărâri noi trebuie să găsim soluția. Și eu v-am spus câteva soluții la care se gândește Platforma Demnitate și Adevăr și probabil că noi vom veni cu inițiativa legislativă dacă în scurt timp nu intervine guvernul. Nu va fi abordat acest subiect de guvernul așa cum este prevăzut în această hotărâre. Iau la dispoziție 60 de zile. O zi bună să aveți!